sectorul de lucrări este de 5,7 km. Pe acești 5,7 km se construiesc în total 7 diguri. Dintre acestea, 4 sunt complet finalizate, iar 3 sunt în curs de finalizare. Digul din dreapta mea este în curs de finalizare, se închide dala de beton cu piatră. Pe acest dig pe care suntem acum se fac măsurătorile finale de nivel pentru a se începe turnarea dalei de beton, iar pe digul următor deja s-a trecut de jumătatea lungimii lui cu turnarea dalei de beton. În rest, celelalte patru diguri sunt complet finalizate. O dragă autorefulantă va merge în lar la aproximativ 12 km de țărm și va draga de acolo nisip. Ulterior va veni în capătul scufundat al conductei care se vede lângă noi. Se va conecta de aceasta și va transporta, va împinge nisipul spre uscat. Iar pe uscat acesta va fi nivelat cu buldozerele. Plajele au între 100 și 140 de metri de înălțime ca plajă uscată și între 200 și 280 de metri ca plajă submersă.